Un nou sfârșit de săptămână cu un nou maraton de vaccinare. De această dată, acțiunea se va desfășura mâine la Căușeni. Ce vaccinuri vor fi disponibile, ne spune colega noastră Mariana Buciuceanu. Mariana, te ascultăm. Bun găsit! Într-adevăr, pentru mâine autoritățile din sănătate au anunțat că vor organiza un nou maraton de vaccinare la Căușeni. Acțiunea de imunizare va începe de la ora 8 dimineața și va continua până la 5 seara. Astfel, la vaccinare sunt chemați toți doritorii, indiferent de localitatea unde se află. Autoritățile anunță că la maraton vor fi disponibile serurile Pfizer, Johnson & Johnson, Sputnik V, dar și AstraZeneca, Sinopharm și Sinovac. Responsabilii dau asigurări că vaccinurile vor fi disponibile în cantități suficiente. Punctele de vaccinare vor fi amplasate în cadrul centrului sportiv multifuncțional din orașul Căușeni. De asemenea, continuă campania de imunizare din casă în casă. Duminică, echipele mobile vor cutreiera localitățile Trinca, Constantinova și Târnova pentru a informa și vaccina localnicii. Aceste acțiuni se desfășoară pentru a accelera ritmul vaccinării în fața riscului unui nou val al pandemiei, intensificată de tulpina Delta, care de altfel este extrem de contagioasă. Precizăm că bilanțul cazurilor de COVID-19 în țara noastră a ajuns la peste 258.000 de cazuri de la începutul pandemiei. Numai în ultimele 24 de ore pe teritoriul țării au fost confirmate 128 de cazuri, dintre care 5 sunt de import. Este vorba de 3 cazuri din Rusia și 2 din Germania. Pentru a preveni un posibil nou val al infectărilor, autoritățile au înăsprit ușor restricțiile antiepidemice. Începând cu 19 iulie, aceștia vor monitoriza mai strict respectarea măsurilor vechi, inclusiv purtarea măștii și menținerea distanței de siguranță. Acestea au fost informațiile. La revedere!